Bun venit la un nou Q&A pentru 30 octombrie 2014. Mâine este Halloween, ziua în care te poți îmbrăca ca un spiriduș, ca un demon, ca un diavol. Pe departe, cea mai ipocrită zi din an. Dacă te îmbraci în orice altă zi, ca un diavol, demon, samurai, ninja, orice, automatul mi-a spune că ești nebun, că ești un ciudat. Cumva doar în ziua asta ai voie, în rest nu, e la fel ca Crăciunul. De Crăciun trebuie să fii bun, blând, să ai numai gânduri bune pentru rasa umană, pentru vecinul tău, să fii cea mai bună persoană de pe planetă, să fii plin de spiritul de Crăciun, dar în restul anului să fii o șigodie mărșavă masivă. Dar destul despre mine. Întrebări puteți trimite la emisiune Q&A@yahoo.ro, specificând și dacă vreți să vă răspund normal, pe cât de normal a fost erupția mea anterioară, sau dacă vreți să aberez și mai mult din perspectiva altor personaje de parcă ar fi reale. Personaje listate pe site sub caseta asta. Doar pe site. Intrați pe site. Intrați pe site sau vin la voi după Halloween îmbrăcat ca un clovn de care vă temeți. Cu siguranță aveți unul. Aveți toți un anume clovn de care vă temeți. Că sunt bizari clovnii odată. Da, unii arată amuzant, caragios, dar alții. Alții nu. Primele întrebări vin de la Radu Baca. Cât va costa cartea pe care o scris, ce subiect va fi, ce în literal, te urmăresc pe YouTube, intru pe site destul de des, adică cam o dată pe zi și chiar mai mult, și îmi place chiar mult cum faci emisiunile, ținut tot așa, ești unul dintre cei mai buni videobloggeri de gaming din România. Mulțumesc foarte mult, până la partea de blogger, chiar mi-a încălzit inima. Ar trebui să vorbesc cu Claudiu referitor la schimbarea numelui site-ului de la, a descrierei site-ului de la un blog la faptul că este un site de gaming. Din fire urăsc numele blog, dar îmi mulțumesc foarte mult pentru urările tale. E despre carte, cât va costa? Păi, ce am învățat din campanie de Indiegogo pe care am făcut-o? 7 euro e prea mult, așa că va fi mai puțin de 7 euro. Mulțumiri din nou singurului donator de până acum, Gabriel, care a dat chiar 10 euro pentru varianta full a cărții, deși putea să opteze pentru 7 euro, fiind chiar aceeași chestie. Probabil îi voi returna banii, pentru că oricum nu cred că o să strâng mai mult de 10. Despre ce va fi cartea? Am postat pe Indiegogo primul capitol, este și pe forum, am impresia, pe forumul de aici la creații personale, în una din, nu prea folosim forumul des, pentru că avem Twitter, avem Facebook pe care nu-l folosim, folosește Claudiu, îl foloseam și eu, dar nu pot să mai postez automat chestii, fiindcă Facebook. Cartea este o nuvelă, practic ar fi un roman, dar ca lungime, dar este un roman. Când o să fie chiar ambele părți, este un super roman, pentru că o să fie vreo 120 ceva de mii de cuvinte în total. Prima parte o să aibă în jur de 65.000. Este despre o lume fantastică aflată în pericol, niște indivizi încearcă să o salveze lumea, toți mor, absolut fiecare, ultimul rămas încearcă să explice apoi morții ce naiba s-a întâmplat. Nu e o comedie, dar are părți amuzante în ea. Și vrăjitori care au nas și vampiri și vârcolaci sexy, dar nu ei sunt punctul focal. Încerc să acopăr cam toată demografica. O promovez cu sintagma ca Lord of the Rings, dar nu la fel de bun. Până acum are efect. Varianta întreaga cărții o să fie gata prin martie anul viitor. Fapt, chiar în martie va fi gata, fiindcă am promis că în martie va fi gata. Mai am de rescris finalul unui capitol și de făcut ultimul capitol. Practic, n-am mai scris nimic de vreo 2 săptămâni. Ar trebui să mă apuc iar, pentru că după aia editarea va dura până în martie, indiferent dacă dorm sau nu. Editarea e o chestie foarte dificilă, pentru că tind să citesc nu ce scrie, ci ceea ce credeam eu că voi scrie. E enervant când fac asta în română, dar în engleză. Apropo, cartea e în engleză, pentru că eram convins că nu o cumpăra absolut nimeni din România. Pentru că cine naiba ar cumpăra o carte fantasy în România? Am trecut prin sistemul școlar. Știu ce cărți ne bagă pe gât de ne vine să adormim, că sunt atât de stupide și de ce mi-a dat concert din muzică de Bach? Era o carte, era o telenovelă. Nu putea să-mi dea ceva mai interesant de citit. Ceva care nu mă făcea să... Măcar voi aveți noroc, adică voi aveți internetul acum, puteți să vă uitați la filmul Enigma Otiliei. Nu să citiți cum descrie autorul un perete. Nu că n-aș descrie și eu pereți în cartea mea, dar am pereți mai interesanți. Adică pereți din peșteri subterane care erau orașe sculptate în pământ, unde oamenii s-au retras pentru că am jucat arc și
era o idee faină, dar asta e altă treabă. Posibil să mai public și al doilea capitol pe internet mai aproape de lansare, dacă vreți să citiți mai mult fără să cumpărați cartea. Și oricum, cred că o să o puteți pirata, adică lumea piratează cărți, am piratat și eu cărți, înțeleg care-i treaba. Justin Ștefan întreabă: de unde am luat Trove? Dacă îmi pot sta un link, ar fi perfect, am căutat și eu, dar nu am găsit. Trove l-am luat de pe, practic, de preserviciul de distribuție digitală făcut de Traian Worlds, numit Glyph. G-L-Y-F. F de la foc. Sau focă. E posibil să fie în closed beta momentan, fiindcând tot trimit invitații la el, la care sunt deja în ele. Jocul oricum mi-a apărut în contul meu de Glyph, nu l-am descărcat de pe site. Intră pe glyph.net, fă un cont acolo, descarcă. E ca un fel de Steam ăsta, practic, doar că e cam la fel ca Steam și Origin. Dacă nu ți apare în lista de jocuri, trebuie să te înregistrezi în closed beta. Și cartea pe care o scrii va fi în engleză? Da, va fi în engleză. Andrei Moldovanu întreabă: aș dori să-mi cumpăr o placă video până în 600 de lei și mă gândeam dacă ai putea să-mi ajuți cu o părere ceva. Nu contează dacă e Nvidia sau AMD. Mai am un procesor FX 8320, 4 GB de RAM, o sursă de 700, nu știu producătorul, și un hard disk de 1 terabit. Ai un sistem bunicel. Ca placă video, la 600 poți lua una bună. În principal ai două opțiuni. Un R7-260X de la AMD, restul placă video bună, poate rula jocuri ca Battlefield 4 pe detaliu aproape maxim în Full HD, într-un framerate bun chiar. Alternativ, poți lua un GeForce GTX 750 Ti de la Nvidia. Neapărat varianta Ti, pentru că este practic bazată pe tehnologia curentă Maxwell, motiv pentru care consumă mai puțin și este ceva mai performantă decât un 260X. Ca preț, cea mai ieftină este 260-ul, dar până în 600 vei găsi un Zotac GeForce GTX 750 Ti pe la vreo 570. Desigur, cam pe la același preț sunt variante overclockate a unui 260X, așa că performanța va fi aproximativ aceeași. Ambele sunt alegeri foarte bune pentru acest preț, iar performanța iarăși e destul de aproximativ între ele. Ți-aș mai recomanda, dacă poți, să mai pui încă măcar 2 GB de RAM pe acel sistem ca să ai unul chiar țeapăn pentru jocuri. La 4 o să ai mici probleme cu anumite jocuri apărute mai recent care cer măcar 6 GB. Dacă poți să pui 8 GB de RAM, adică pe lângă acel stick de 4 să mai pui încă unul de 4, o să ai un PC bun, adică jocuri în Full HD, pe un detaliu foarte bun chiar, și care va duce jocuri pe detaliu măcar low vreo 2-3 ani. Poate nu tot în Full HD, dar destul. Narcotic TFG are câteva întrebări. Mine știe că lui Evil îi plac pisicile, are chiar 7. A avut 7 pisici. Să spunem că a avut un accident care a implicat o freză și prefer să nu spun restul. De ce susții că ești din Franța dacă pe buletinul tău scrie că ești din Bulgaria? E greșele cu mine pe care putea face erșine. Mi se spus că dacă mă înregistrez mă vătur în Bulgaria, vei plăti mai puțin. Așa că m-am gândit, dacă înregistrez mașină în Bulgaria și plătiți mai puțin, dacă mă înregistrez eu în Bulgaria, atunci voi plăti și mai puțin pentru totul. Ne-a avut efectul scântat. Ce mai face Kim Jong-un? Kim Jong-un! Pe vremea mea nu era Kim Jong-un, era Kim Il-sung. Ăla, da, conducător nord-corean comunist. Ăsta, nepotusul, ce să spun despre el? I s-a urcat capitalismul la cap, a învățat în facultăți din Londra, din afara țării sale, ca adevărati comuniste, are tot felul de concepte capitaliste și bine că acum se ascunde de frica poporului. Sau posibil să fie mort, nu știm sigur, securitatea nu spune la nimeni. Ce părere ai, îmi va duce PC-ul măcar pe low GTA 5, că după cerințele de sistem pe care le are Unity, nu prea mai am speranțe, dar vreau să știu părerea ta. Având un Athlon 2X4 750 Black, un Radeon 7750 și 6 GB de RAM. Greu de spus. Nu cred că o să aibă tocmai, adică sper să nu aibă tocmai aceleași cerințe ca Unity.
însă n-am ceva dubii că ți-l va duce. În mare parte din cauza plăcii video, care este, e cam low-endy și a fost practic înlocuită de placa care a fost înlocuită de R7-260X. Așa că nu știu sigur dacă îți va merge prea bine. Dacă o să... E o chestie foarte importantă de reținut despre jocurile moderne. Majoritatea îți vor merge. Cât de jucabile vor fi, e o chestiune de subiectivitate pură. Bine, practic este obiectivitate, dar unii dintre noi suntem mai obsedați și considerăm că poți juca un shooter cu vreo 5 cadre pe secundă, așa terminând eu Chrome pe un Pentium 2. Alții nu pot suporta mai puțin de 30 de cadre, alții au probleme cu orice este sub 60. Variază de la om la om și de la joc la joc și de la gen la gen, având în vedere că GTA ar avea nevoie de ceva precizie, având curse cu mașini, având shooter în el, având chiar multiplayer. Și având în vedere că ai practic o placă video mai slabă decât ceea ce are un Xbone, o să meargă greu, dacă o să meargă. Da, de mers o să meargă, doar dacă nu cumva, eu știu, nu se poate încărca în 6 GB de RAM. O să meargă destul de greu, prevăd. Nu știu, asta e doar o speculație fără niciun fel de fundament fizic ca dovezi, doar ceva ce prevăd eu pe baza experienței care iarăși nu are niciun fel de dovadă clară prin care să fie susținută. Mă gândesc că ți-ar merge pe la 10 cadre pe secundă. Din nou, nu am nimic pe care să bazez asta, dar îmi dă impresia bazat pe modul în care arată și speranța că l-a optimizat măcar cât de cât binișor. Dacă ai scădea rezoluția sub HD, poate mai mult. Din nou, nu bag mâna în foc. Probabil aberez fără niciun fel de legătură cu cum o să fie jocul de fapt și mai bine tăceam. Oricum, până când apare anul viitor, mai e destul timp, cerințele cred că le vor anunța ori prin noiembrie, ori prin decembrie, adică să aibă măcar lumea suficient de mult timp să-și facă upgrade-ul la PC dacă au nevoie de așa ceva. Jocul sosind cred că pe 27 ianuarie, deci mai este timp pentru alte speculații. Asta au fost întrebările toate pentru această ediție. Mai multe puteți trimite pe emisiune qnd@yahoo.ro, specificând și dacă vreți să vă răspund normal sau din lista aia cu ce am zis mai devreme. La revedere!